Bună dimineața, sunt gata de sală. Am Adidas. Vreau să vă spun de Adidas ăștia. I-am cumpărat de la Decathlon din Spania. Am dat 11 euro și ceva pe ei. Sunt atât de comuzi. Și zici că mergi desculță și ai niște pufuri în jurul tău. Eu n-am avut niciodată Adidas atât de comuzi. Și la 11 euro cred că e super. Am pantalonii de la Nike, păi și-am dat vreo 50 de euro. Dar sunt buni, i-am de mult. Și o bluziță, mi se pare că am luat-o de la Bershka. Nu mai țin minte, anul trecut. Am șapcă cumpărată de la Barcelona, care o ador. Plătuțele mele. Și mă duc la sală. Am reparat roțile la mașina mare. Că era de o lună cu cauciucul spart. Și acum am reparat mare cauciucuri noi. Bună seara! O întrebare pe care o primesc foarte des este aceea: la câte kilograme vreau să mai ajung, câte kilograme vreau să mai slăbesc. Eu nu mai am chestia de a slăbi. Eu vreau să mă modelez la nivel fizic, de aia fac foarte multă sală, de aia mă antrenez într-un anumit fel. Până acum m-am antrenat cu greutăți mai mari ca să pun un pic de masă musculară. Acum vreau să mai ard niște grăsimi la nivelul picioarelor, pentru că mai am acolo niște celulite de dat jos. Și deci chestia la mine nu mai e de kilograme, la mine este de frumusețe, de modelare și îmi place să fiu un pic mai mușchiuloasă, așa mai făcut într-un anumit fel. O altă întrebare pe care o primesc foarte des este aceea: dacă în dieta generală se mănâncă carbohidrați, sigur că da, trebuie să mâncați carbohidrați. Într-o alimentație corectă și sănătoasă, chiar și de slăbit, este nevoie de toate elementele nutritive, adică carbohidrați, proteine, grăsimi și vitamine. Deci avem nevoie de toate, avem nevoie și de carbohidrați, mai ales de carbohidrați. Pentru că carbohidrații sunt un nutrient care ne ajută la nivel celular, ne ajută la nivel muscular, ne ajută la nivel cerebral, deci este indispensabil să avem în dieta noastră și carbohidrați. Mai ales că în momentul în când faceți diete restrictive, în care nu mâncați carbohidrați și apoi vă întoarceți la dieta în care mâncați carbohidrați, vă îngreșați imediat. Deci carbohidrați, da. Încă o întrebare este aceea: trebuie să renunți total la dulciuri? Absolut nu. Creierul nostru are nevoie și de dulciuri. Deci, nu trebuie să renunțăm la dulciuri, trebuie să renunțăm la zahărul alb. Sunt o grămadă de rețete pe net unde găsiți fel de fel de rețete fit, chiar și pe blogul meu, www.
www.janina.it, curând o să fie www.dietajanina.com, și acolo găsiți rețete fit, light, făcute de mine, dulci, deci experimentate de mine și știu că sunt bune. Deci nu e nevoie să renunți la dulciuri, nu e nevoie să renunți la ciocolata, la ciocolată, pentru că ciocolata este foarte bună și la nivel vitaminic și la nivel de grăsim și eu o recomand chiar și în dieta Janina, câte o ciocolățică Kinder sau, eu știu, ciocolată neagră sau ce vreți voi acolo, câteva pătrățele ca să nu înnebuniți și să mâncați pe cine aveți lângă voi. Mai am o întrebare la care vreau să vă răspund și este aceea a dietei de proteine, dieta keto. Și eu câteodată o mai fac pentru a stimula metabolismul și dar asta nu înseamnă că renunț total la carbohidrați, adică într-o dietă keto se mănâncă foarte multe proteine și grăsimi vegetale. Dar în momentul în care mănânci și legume, deci verzituri și mai ales chestii cu, în general, legumele au și conțin și ele o cantitate mai mică de carbohidrați. Deci, corpului tot îi dăm carbohidrați. Eu sunt de acord cu această dietă keto, pe care, repet, o aplic și eu câteodată în dieta Janina, dar nu pe termen lung, pentru că nu vreau ca corpul să se obișnuiască cu acel tip de alimentație și în momentul în care mănânci o pizza să explodezi 2 kg, să îi pui pe tine 2 kg. Deci, da, keto, dar cu timp. Vreau să vă mai spun, lăsați-mi în comentarii dacă aveți întrebări pentru mine și în următoarele clipuri o să vă răspund. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, să vă înscrieți la acest canal. Cine vrea să fie urmărit de mine în dieta Janina, găsiți mail-ul aici în descriere. Activați clopoțelul și urmăriți-mă pe Instagram, dieta Janina Ro. Și ne vedem mâine. Ciao!